Urzicile se găsesc în aproape toate zonele cultivate sau necultivate din grădini, păduri sau tufișuri. Sunt plante care, în contact cu pielea, produc inflamația însoțită de usturime și mâncărime intensă, dar dacă sunt culese și consumate corect, urzicile au o mulțime de proprietăți miraculoase pentru organism. Urzicile se găsesc în aproape toate zonele cultivate sau necultivate din grădini, păduri, izlazuri, prin tufișuri sau pe lângă șanțuri. Sunt plante care, în contact cu pielea, produc urticarie, inflamația însoțită de usturime și prurit intens, dar dacă sunt culese și consumate corect, urzicile au o mulțime de proprietăți miraculoase pentru organism. Urzicile au apărut acum, deci este sezonul lor, da? Și sunt foarte bune pentru organism, sunt benefice, se face ceaiuri, ciorbițe, fiecare cum le place, da. Să înțeleg că le găsim doar în această perioadă. Da, doar în această perioadă, până la Paște, până la Sfintele Paște, da. Oamenii au venit deja, întreabă de... Da, întreabă, unii cumpără, la alții nu le convine prețul, sunt prea scumpe. Da. Care este prețul unei punguțe? 5 lei punguța. Dar nici nu prea se găsesc în pădure. Din cauza frigului au cam pierit așa. Dar să sperăm că o să mai apară. Urzicile au fost folosite ca plante medicinale din cele mai vechi timpuri. În Egiptul antic, urzicile erau utilizate ca remediu împotriva durerilor de spate și artritei, în timp ce soldații români își puneau frunze de urzică pe piele, deoarece senzația pe care acestea le-o provoca le ținea de cald. Mai mult, în medicina tradițională europeană, urzicile erau folosite pentru a trata reumatismul, problemele gastrointestinale sau tulburări ale tractului urinar. Că-s foarte bune. Și ciorbă și să te speli cu pe cap, eu beau și zeama aia. E foarte bună de băut. Urzicile sunt o sursă bogată de vitamine și nutrienți și așa cum arată studiile, extractul de urzici poate crește nivelul de antioxidanți din sânge. Acestea pot fi consumate în diferite mâncăruri, după ce le-ai fiert în prealabil sau le poți usca pentru a le folosi, apoi la prepararea ceaiurilor. Nu cumpăr că sunt de la țară și le culeg. Sunt foarte bune pentru schimbarea sângelui, așa să zice acum. Cum le preparați? Păi le fac și cu maioneză, deci le fier și le fac cu maioneză, fac și ciorbă, fac și ceai. Se pune și pe la mâncare de urzici cu tocă, ca un fel de tocăniță. Eu nu cumpăr cam la țară. Culeg de la țară, sunt foarte bune. Perioada de primăvară sunt foarte bune. Cum le preparați dumneavoastră? Le facem ciorbă, le facem prăjite, ca la țară. Cum fac bătrânii la țară? În vechiul calendar lunar al românilor, 1 martie coincidea cu începutul anului nou, iar luna respectivă era dedicată zeului Marte, divinitate a vegetației și protector al căsătoriilor. Tot acum românii celebrau sărbătoarea femeilor, bărbații oferind daruri soțiilor. Astăzi, în martie, sunt programate toate lucrurile de primăvară la câmp și în gospodării, semn că natura reînvie. În lumea satelor încă se mai ține cont de superstiții. Cine mănâncă urzici în această lună, prima buruiană din martie va fi sănătos tot anul.